Scene incredibile petrecute în Columbia. Un senator a intrat cu calul în sediul Congresului pentru că a vrut să se convingă de faptul că, într-adevăr, clădirea este pet-friendly. Și asta pentru că, în urmă cu câteva zile, președintele senatului anunțase că politicienii pot merge la muncă însoțiți de animalele de companie. Libertate! Querem libertate! La o săptămână după ce președintele Congresului din Columbia, Roy Barrera, s-a anunțat că legislativul columbian este o clădire prietenoasă cu animalele de companie, un senator a vrut să vadă dacă legea este luată în serios. Astfel că José Aliro Barrera Rodríguez, membru în partidul Centrul Democrat, a decis să vină la serviciu călare pe cal. Ajuns la intrarea în clădire, niciunul dintre paznici nu l-a împiedicat pe senatorul columbian să intre pe cal, dat fiind că președintele senatului nu a precizat ce fel de animale de companie vor fi acceptate. Demersul lui Barrera Rodríguez însă a fost criticat de unii congresmeni din partea coaliției de guvernare, care l-au calificat drept pantomimă rușinoasă și prosteală. La 20 septembrie, Roy Barreras, din partea coaliției de guvernare Pactul Istoric, a declarat că Senatul va fi pet-friendly și s-a prezentat la tribuna Parlamentului cu COVID, un câine negru pe care l-a adoptat în timpul pandemiei.